Dacă vă veți regăsi în rândurile care urmează, scrise de Părintele Prodan în cartea lui Te iubesc, e bine, trebuie să ne urmăriți cu foarte mare atenție în minutele următoare. În mod cert, citez, ai văzut oameni cu ochii goi, triși și îngândurați, antrenați în rutină și preocupați doar de existența zilei de mâine. Au un sentiment de nefericire, de nesiguranță, iar lipsurile din viața lor nasc multe clevetiri, ce pot conduce la ură și invidie față de cei ce aparent au ce își doresc. Aceste trăsături le vedem zilnic chiar și la oamenii care frecventează bisericile, unde sunt învățați să iubească aproapele, dar grija lucrurilor materiale devine mai profundă decât credința lor și transformă în unelte ale răului. Odată cu transformarea în rău a unui om, dispare sensibilitatea, iubirea și conștiința. În locul lor este așezat invidia, bârfa și tot ce nu are legătură cu binele. Transformarea unui om începe cu mintea în care gândurile negre își fac loc și apoi cu sufletul și inima. Ce facem, părinte, în situația asta? Felicitări pentru că... Da, vă mulțumesc. Pentru a evita o astfel de situație, recomand tuturor rugăciunea. Sigur că mulți vă vor spune sau ne vor spune că ne rugăm. Toți ne și rugăm. Cu toții ne rugăm și este foarte important cum ne rugăm. Tuturor celor care vor o schimbare în viață, le recomand în primul și în primul rând o spovedanie generală și Sfânta Împărtășanie. Pentru că un om care se împărtășește, în primul rând se unește cu Hristos și din acel moment viața lui poate fi schimbată, pentru că în sufletul lui apare lumina, lumina bucuriei, a reîntâlnirii lui cu îngerii și cu Hristos. Din acel moment, rugăciunile lui pot fi ascultate și pentru a putea scăpa de toate relele din viața ta, trebuie să respecti două lucruri esențiale. Una, ziua în care te-ai născut, a doua, pentru ce te-ai născut, să-ți ierți dușmanii, un lucru care foarte puțin reușim să-l facem, și totodată, iertându-i, să le întorci răul cu binele. Oare câți dintre cei care ne ascultă la această oră ar putea face acest foarte lucru? Foarte puțin. Foarte. Deci, așa este. Acesta este, de fapt, secretul cel mai mare al reușitei unui om de a fi cu adevărat fericit, pentru că fericirea fără iubire, să nu uitați, asta doare. Ori, cât de fericit ai fi pe pământ și ai avea foarte mulți bani și ai fi bogat, dacă nu ai o iubire sinceră, devotată, care este alături de tine la bine și la greu, subliniez la greu, pentru că la greu toți fug. Dar la ce iubire vă referiți? Iubirea de Dumnezeu, iubirea de aproape, de iubirea, copil, de iubit? Iubirea, în primul rând, între cei doi. Soț, soție, iubită, între cei care își unesc viața și destinele și apoi, sigur, iubirea față de Dumnezeu, pentru că cele 10 porunci, de fapt, sunt două. Da? Iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproape. Câtă vreme iubești, nu poți să faci rău și nefăcând rău, teoretic, nu i-ai produs nicio suferință. Și aș vrea, sigur că este celebru citat, nu merită să plângi pentru nimeni, iar cei care merită nu te vor face niciodată să plângi. Să știți că în momentele cele mai grele, în care, sigur, cu toții suntem sau avem momente grele, nu există om perfect. Să știți că cei mai mari oameni ai lumii n-au putut, cu banii care au și puterea, să-și prelungească viața sau să-și pună punct suferințelor pricinuite de bolile incurabile. Bolile incurabile sunt efectul răutății, efectul anumitor neîmpliniri pe care noi le avem și nu le-am putut depăși în viață, și ele vin și se întorc ca un bumerang, sau acea karmă de care se vorbește în parapsihologie sau în psihologie, este întoarcerea ta. Câtă vreme tu nu ești mulțumit cu tine, toate nemulțumirile se răsfrâng asupra liniștii și existenței tale. Avem